Am ajuns la, până în semnul alb, deci trecem de raglan, am zis nu facem o mulțire, adică nu fac o mulțire la primul rând aici. Și ne ducem până la semnul alb. Am ajuns la acest alb. Îl dăm deoparte, pentru că nu mai avem nevoie de el. Ne întoarcem. Cum procedăm? Cum am văzut-o la unguroaică. Mulțumesc, Cati, că tu mi-ai trimis să... Deci, luăm ochiul. Deci, firul acesta e în față, da? Luăm ochiul. Și, uitați, îl tragem cât mai mult pe spate. Da? Uitați, așa. Ca să nu se vadă și veți vedea ce bine se vede. Da? Îl tragem pe spate. Și continuăm. Ne întoarcem, ochiul pe dos. Mutăm semnul de raglan, bineînțeles. Continuăm. Și acum lucrăm ochiurile pe dos, mutăm semnul de raglan, să le păstrăm la locul lor. Data următoare pe față vom și mulți. Ne ducem până la următorul semn alb de aici. De ce e bun că avem markeri? Pentru că nu trebuie să facem, deci dacă am calculat și am pus markerii corect, restul e floare la urechi. Continuăm până la semn. Bineînțeles, trecem de marker. Mergem până aici, până la cel alb. Am ajuns la următorul semn alb. Îl îndepărtăm, întoarcem. Și facem la fel. Deci aducem firul în față și luăm ochiul exact la fel și îl tragem spre spate, se tragă bine aici, da? Și continuăm. Acum, în momentul când ajungem la marker, fiind pe fața lucrului, trebuie să înmulțim. Cum înmulțim? Luăm fir de aici, îl punem pe andreaua stângă, și facem ochi pe față. Grijă să fie răsucit ca să nu se vadă gaură. Luăm markerul. Facem cele două ochiuri dintre semne. Mutăm markerul. Și înmulțim din nou. Ați văzut cât de ușor. Deci cu andreaua dreaptă luăm firul. Îl punem pe andreaua stângă. Și facem ochi pe față. Și continuăm până aici, din nou, înmulțim. Deci acum, când suntem pe fața lucrului, de fiecare dată când ajungem la marker, înmulțim înainte de semn și după semn. Deci două înmulțiri, doar pe fața rândului. Iar la markerul alb, trebuie să întoarcem. Haideți că nu m-am dus până la alb, am ajuns la punctul de raglan. Înmulțim înainte de a muta semnul, deci... Luăm firul de jos cu andreaua dreaptă, îl mutăm pe andreaua stângă și facem un ochi pe față, mutăm markerul, facem pe cele două, mutăm markerul, înmulțire, continuăm. Azi că trebuie să vă arăt aici cum luăm ochiurile acesta, ochiul acesta răsucit. Deci, aici, practic, parcă sunt două, nu prea se vede, că e firul gros. Dacă ați fi lucrat, dacă lucrați cu fir de acela mai subțire, aici s-ar vedea că sunt două fire. Deci, luăm răsucit, ochi pe față. Da? Și continuăm. Și uitați, că nu se vede. Adică, sau se vede foarte frumos. Când ajungem la semnul alb, procedăm ca și până acum. Deci dăm semnul deoparte, întoarcem, luăm ochiul, da, cu firul pe deasupra și tragem cât se poate. Aici nu prea se trage, că e firul de lână și nu prea îmi permite foarte tare. Dar oricum, suficient cât se vadă bine. Și continuăm. Pe dos nu mai înmulțim în dreptul raglanului, ne ducem până la semnul alb, unde ne întoarcem.
Și astfel procedăm până nu mai avem semne de aceste albe. Dar grijă, pe față trebuie să înmulțim în punctele de raglan, pe o parte și pe alta, exact cum v-am arătat, iar la semnele albe, în momentul când ajungem, le îndepărtăm și ne întoarcem. Până la ultimul. Și am lucrat exact cum v-am arătat, dus întors, după ce am îndepărtat ultimul semn alb, m-am întors. Am trecut de semne, de aici încolo vom lucra circular. Am ajuns la partea din față. La partea din față vreau să bag un mic modelaj. Eu am 20 de ochiuri și modelul meu va fi alcătuit din 3 plus 2, deci multiplu de 5 plus încă 2. Deci modelajul va fi făcut practic pe grupele de 3, dar cu 2 ochiuri pe dos care să încadreze modelul. Și eu aici am 3, 6, 9 și cu 2, 4, 6, 8, 17 ochiuri. Eu am 20. Dar, pentru că modelajul va strânge puțin, voi înmulți. Voi mai adăuga 3 ochiuri la partea din față. Bun, și dacă adaug 3, vom avea 6 ochiuri. 3 pe o parte, 3 pe o parte. Bun. Trebuie să gândiți, dacă băgați model, să gândiți. Aici e ăsta de la raglan, am înmulțit, da? Că sunt la primul, la rândul acesta, am făcut fiind pe față, am înmulțit la punctele de raglan ca și până acum, voi face și la partea asta. Deci odată la două rânduri vom înmulți la punctele de raglan. Deci facem 1, 2 și voi face o înmulțire aici, n-are importanță unde, dar înmulțire exact ca și la punctul de raglan, că am zis că 3 puncte. 3, 2 ochiuri pe dos, 3 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, 3 ochiuri pe față, dar voi face a doua mulțire, pentru că facem 3 mulțiri. 1, 2, 3, 2 ochiuri pe față, 3 grupe am, deci am 1, 2 și încă o dată, 3 ochiuri pe față, 1, 2 și voi face a treia mulțire, hai că nu are importanță unde, 3, 2 pe față. Și vedeți că ne-au rămas celelalte 3. Încadra perfect. 1, 2, 3. Înmulțim la punctul de raglan. Mutăm semnul. Cele două ochiuri de la raglan. Mutăm semnul. Înmulțim la punctul de raglan. Și voi pune un semn alb totuși aici, pentru că aici e începutul meu de... Nu, nu e aici începutul de rând. Uitați așa. Începutul de rând e pe partea asta, aici. Da? Ca să știm de unde începem rândul de fiecare dată. Deci după ce trecem când aici, deci am trecut de partea din față și sunt aici. Deci după ce am trecut și partea din spate, acolo voi pune semn. Acolo e începutul de rând, ca să știm, pentru că odată la două rânduri, ba nu, am înmulțit la punctul de raglan anterior, aici. Da, scuzați-mă. De aici, pentru că rândul următor nu mai înmulțim la punctul de raglan. Și lucrăm ochiurile, unul după altul, aici unde am avut ochiul răsucit, avem cele două ochiuri care trebuie scăzute. Așa, și continuăm. Da, și uitați cât de bine se vede, că nici nu se observă, unde au fost îmbinarea rândurilor scurte. La o unguroaică am văzut,
una din prietenele de pe Facebook este cea care mi-a trimis video. I s-a părut interesantă întoarcerea și într-adevăr, așa e. Deci, rândul acesta, până ajungem aici, nu mai înmulțim la punctele de raglan. Următorul rând înmulțim la punctele de raglan, da? Și vă voi arăta și modelașul, cum am gândit să fac. Și lucrăm de jur împrejur până obținem lărgimea de care avem nevoie. Și acolo este important eșantionul. O să vă explic. Da? Continuăm. Trecem de punctul de raglan și nu mai înmulțim de data aceasta, deci mutăm doar semnele. Lucrăm pur și simplu. Până ajungem în față, o să vă arăt cum am gândit modelașul. Am ajuns la partea din față, am făcut cele două ochiuri de pe dos și am ajuns în dreptul primelor trei ochiuri care sunt grupate pe față. Avem ochiul 1, 2 și 3, luăm ochiul 3 și îl tragem peste cele două. Da? Și acum lucrăm primul ochi, jeteu și lucrăm și cel de-al doilea ochi. Cred că jeteul trebuie luat invers. Așa. Nu mai contează, îl iau așa, ca să fie la fel ca celălalt. Deci, am lucrat primul ochi, jeteu și lucrăm al doilea ochi. Și vom face lucrul ăsta odată la patru rânduri, da? Acum, cele două ochiuri de pe dos. Că le-am lucrat cam strâns. Două ochiuri pe dos. Din nou, am ajuns la grupa celor trei. Deci luăm ochiul 3, îl tragem peste cele două, lucrăm primul ochi, văd eu dacă am luat jeteul bine, la rândul următor. La lucru dus întors e ok, așa, la lucru circular, văd eu. Așa, celelalte două. Deci odată la patru rânduri, următoarele trei rânduri le lucrăm normal. Și după aia la al patrulea rând facem din nou așa. Asta e tot. Și mie îmi place tare mult cum arată. Și la a treia grupă facem exact la fel. Jeteu. Și cel de-al treilea. Ochiuri pe dos. Scuzați-mi telefonul. De obicei nu le iau după mine. Și continuăm. Anterior am înmulțit aici, așa că trecem de... Da, am înmulțit anterior. Așa, și de aici încolo, rândul, trebuia să pun semnul aici, marker. Ei, n-ar nimic. Știu că aici e începutul de rând, da, unde am semnul. La rândul acesta vom înmulți. Da? Pentru că rândul ăsta pe care l-am terminat n-am înmulțit. Să știu din dreptul de unde începe rândul. Deci la rândul ăsta înmulțim la marcare. Și obținem volum. Eu o să mut pe Andrele colesa mai mare pentru că e greu de lucrat cu că e și firul gros. Ochiurile se înmulțesc. Eu sper că s-a înțeles. Mi se pare foarte simplu și arată foarte bine la final. Deci asta e rândul unde înmulțim. Și mutăm semnul cele două ochiuri din punctele de raglan. Pardon, mutăm semnul întâi și după aia mulțim. Și astfel continuăm. Și cum am făcut la față, v-am spus, odată la patru rânduri. Îl repetăm și se va forma un modelaș. Nu știu cât de vizibil va fi așa pe firul ăsta gros, pufos, dar pe total, pe plovăraș, se va vedea bine. Da? Și continuăm. Înmulțind la punctele de raglan, bineînțeles că ochiurile se vor multiplica. Uitați,
un pic cât este la partea din spate și cât e la partea din față, că nu v-am arătat partea de... Cam asta e adâncitura. N-am prins firul ăsta. Aici îl voi coase cu acul prin frumos în locul. Și cam asta e. Da, eu zic că arată foarte bine. Și partea asta e adorabil începutul ăsta de lucru. Continuăm. Și uitați că se vede cât de evidentă este partea din spate, care e mult mai înaltă decât cea din față. Cred că ar fi trebuit totuși să las câte două ochiuri și să mai făcut încă un dus întors. Pentru cine vrea mai înaltă parte din spate, bineînțeles că poate lăsa în dreptul mânecilor ochiurile, adică nu cum am lăsat eu 3-3-3-2, ci 2-2-2-2 și chiar 1 la final. Da. Am zis să vă arăt un pic, am zis că după încă 3 rânduri, la al 4-lea rând, facem din nou. Deci, după ce am făcut rândul acela în care am tras ochiul, am mai făcut încă 3 rânduri. Uitați, 1, 2, 3, după gaură, de aici se numără. Rândurile următoare am făcut aici ochiuri pe față, ochiuri pe dos, exact cum au venit. Acum sunt din nou, sunt la al 4-lea rând și repetăm exact cum am făcut și anterior. Da? Ok, am luat bine jeteul, s-a lucrat bine. Ok, pe dos. Și pe următoarele 3 rânduri aici. Deci aici respectăm modelul, dar avem grijă ca un rând da, un rând ba, să nu uităm să mulțim în dreptul markerilor. Da? E foarte important. Ca să vadă bine, că dacă e să sărim, să facem mai des sau mai rar, adică să nu facem corect, se vede rău. Aici, răsucit, da? Dacă vi se pare că e greu să luați direct așa, răsucite ochiurile. Dar nu e greu. La ochiul pe dos mi se pare mie că e puțin mai greu să trage, dar pentru că e și lână asta care nu alunecă deloc. Uitați, anterior am înmulțit, acum sunt la rândul unde nu înmulțim. Se și vede, uitați, că rândul trecut am înmulțit. Așa că la rândul ăsta, ia să vedem și pe partea asta, se vede? Da, se vede, uitați, rândul anterior. Și asta e tot. Deci înmulțim pe toată partea de la glan, exact cum v-am arătat. Uitați ce frumos se așează și aici, nu? Eu așa zic, e perfect, perfect, perfect. Și am lucrat, dragilor, rând după rând, respectând modelul. În față am mai adăugat puncte de model, mai ales ca să acopăr toată fața. E improvizație, da? Eu zic că pe final, la final va arăta foarte bine. Mi-a părut rău totuși când nu mi-a venit ideea mai de sus, da, așa treptat zic eu că arată foarte bine. Aici, pe linia de raglan, odată la două rânduri, de o parte și de alta, exact cum v-am spus, până când înmulțim. Deci, este important calculul pe care l-am făcut la eșantion la început. Pe un centimetru am un ochi. Eu am nevoie de lărgimea plovărului în partea de jos de corp de 50 de centimetri. Pe o parte, 50 pe o parte, deci circumferința de 100. Când am ajuns la partea din spate, la 100 de ochiuri, aici am 103, pentru că am înmulțit cele 3 ochiuri. Dar când am ajuns la 50 de ochiuri aici, este suficient, pentru că eu voi obține, deci 50 de aici cu 50 de aici, obțin 100 de centimetri, exact cât am eu nevoie. Deci este important eșantionul. Nu vă poate spune nimeni până când lucrați la raglan, că trebuie să obțineți circumferința și nu aveți cum să măsurați, fiind pe andrele, adică e mai greu, ar trebui să băgați pe 2-3 andrele să puteți să trageți pe corp, dar este mai dificil. Dar dacă aveți calculul făcut, știți exact numărul de centimetri la care trebuie să ajungeți, în funcție de eșantion, calculați cu regula de 3 simplă și știți exact. Acum eu am ajuns în punctul în care trebuie să separ, vedeți că am terminat fața, aici mi-arată că este începutul meu de rând. Sunt exact în dreptul punctului de raglan. Dau firul deoparte și mai fac încă un ochi, să fiu exact pe mijloc. Da? Ochiurile acestea, de la mânecă, le voi lăsa. Deci așa și le iau pe un ac.
coață, le dau deoparte, pentru că vom lucra fața și spatele. Dau firul deoparte și iau toate ochiurile de la mânecă cu acu și le voi pune pe ață. Asta e prima mânecă. Sunt și fire speciale pentru pasul ăsta, dar pentru cine nu are, mi se pare că e foarte bine și așa. Da? Punem toate ochiurile până ajungem la jumătatea raglanului aici. Am ajuns aproape de celălalt punct de raglan. Deci îndepărtăm firul și mai luăm încă unul de aici. Așa. Și nu le strângem foarte tare. Facem nod aici. Am firul cam lung, o să-l tai, o să mă deranjeze. Și facem un fund. Așa. Și acum, cum facem? Aici, pentru că avem nevoie ca să nu țină. Acum trecem să lucrăm la partea din spate. Dar ca să nu țină aici la sub braț, adăugăm. Firul fiind gros, eu cred că ar fi suficiente și doar două ochiuri, da? Totuși pun 4. 1, 2, 3, 4 ochiuri. Și continuăm și lucrăm. Nu mai avem nevoie de fire, lucrăm partea din spate. Și la mâneca cealaltă procedăm exact la fel. Da? Acum lucrăm partea din spate. Și ochiurile acestea puse se vor transforma în ochiuri lucrate. Am lucrat partea din spate, am ajuns din nou la punctul de raglan. Îndepărtăm semnul, mai facem un ochi. Lăsăm deoparte deocamdată și luăm și cealaltă mânecă la fel, pe ață. Pentru că ne vom ocupa de partea de corp a plovărului întâi și apoi de partea de mâneci. Deci luăm toate ochiurile și în partea asta, exact ca și în partea cealaltă. Am ajuns în partea asta la altă, la fel, îndepărtăm semnul, mai luăm încă unul. Înnodăm și aici. Și procedăm exact ca și în partea cealaltă. Deci aici vom face mânecile, dar eu termin partea de corp a plovărului și la final mă voi ocupa de mâneci. Deci punem pentru la sub braț 1, 2, 3, 4. Și continuăm să lucrăm mai avem nevoie, vom pune un semn doar pe partea cealaltă unde am început rândul, ca să știm unde e începutul de rând, așa. Și continuăm cu modelul ca și până acum, e după ce am făcut rândul trecut. Am făcut prima dată pe partea asta trecerea de la ochiului 3 peste cele două și continuăm să lucrăm de jur împrejur. Deci pe partea de corp a plovărului. Aici, deci fiecare în funcție de ce model a pornit, respectăm modelul și lucrăm circular până la lungimea la care avem nevoie.